Reginul se poate mândri de acum cu un specialist în sunet, adică tot ceea ce înseamnă să produci sunete pentru producții audio-video. Reghineanca Tabita Todea a absolvit anul acesta studii de sound design la Universitatea Napier din Edinburgh, Scoția. Design de sunete, ceea ce se vede la televizor, multă lume crede că e foarte ușor, intervievezi o persoană, ai sunetul, când de fapt în spatele unui film, unei emisiuni de radio sau TV, este foarte multă muncă, se înregistrează sunete, apoi se editează, se mixează, se construiesc alte sunete, mai ales pentru filme, jocuri și toate acestea le face un sound designer. Pentru jocuri, de asemenea, se creează sunete pentru filmele sci-fi sau cele care necesită sunete spectaculoase, explozii, bombe, animale. Multe sunete de animale sunt făcute de oameni. În ultimii 4 ani, Tabita și-a împărțit viața între familia din Reghin și facultatea din Scoția. A făcut această alegere încă din anii de gimnaziu, pe când învăța să cânte la pian. Și cei din jur i-au deschis orizonturile spre studii în străinătate. Am terminat la liceul 1 profil Mate Info și am vrut de mult să plec să studiez în străinătate, am vrut să plec în Danemarca, dar părinții nu au fost de acord, dar m-au susținut să mă duc în Scoția. Doamna profesoară de pian, Țichindelean Monica, a fost cea care m-a încurajat din general că să studiez în străinătate și să fiu deschisă la opțiuni internaționale și a fost cea care mi-a sădit sămânța. De ce? Poate că și dânsa la un moment dat a studiat în străinătate sau? Copiii dânsei sunt în străinătate și au ajuns destul de bine și am văzut că se poate și dacă ai ambiție și talent. Tabita a revenit în țară după absolvire și s-a căsătorit în orașul natal, așa că vrea să rămână în Reghin pentru a-și construi aici o viață de familie. Momentan voi fi aici și apoi vom vedea ce va rezerva viitorul. Domeniul acesta pe care l-ai studiat este nu doar interesant, e și ceva destul de rar. Și cred că ar exista companii în România care ar angaja asemenea specialiști ca tine. Probabil la un moment dat vei avea o ofertă, iată, dintr-un oraș mare al României. Ce vei face în acel moment? Nu știu, dar trebuie timp de gândire. Munca aceasta se face și freelance, se face și de acasă, dacă ai programele, aparatura se poate face și de acasă, așa că aș putea să aleg să lucrez de acasă. Dar mai multe despre domeniul producției și creației de sunet, despre studiile în străinătate și alegerile pe care le facem în viață, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Dareghin TV.